Venit pe canalul meu YouTube la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face covrigei cu semințe de mac și acestea sunt ingredientele. Sunt puțini, dar rezultatul va fi pe măsură. Și vom avea nevoie de 100 de grame, cântărim totul în grame, 100 de grame de ulei de măsline sau ulei de floarea soarelui, 100 de grame de vin alb, un praf de sare. Sare puneți după gust, gustați. 45 de grame de mac și circa 300 de grame de făină integrală cu 7 cereale în interior. Și acum am să dau așa deoparte și am să pun uleiul. Punem și vinul alb. Punem sare. Așa că am un praf, gustați. Și dacă credeți că mai trebuie, mai adăugați ca să fie gustoase. Așa, punem puțină sare. Amestecăm vinul cu uleiul și cu sarea. Este o rețetă simplă, simplă, simplă și bună, 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 bună. Așa, și acum vom adăuga făina treptat. Adăugăm așa puțin câte puțin și dacă mai e nevoie, mai adăugăm. Așa. Tot timpul adăugați făina treptat pentru că depinde de cum este de uscată făina și cât intră. Așa, și cred că o să intre mai mult de 300, după cum vedem. Așa. Voi adăuga și restul de făină și amestecăm așa încet. Așa, acum voi adăuga și macul. Eu am să pun să văd dacă este bun de sare. Da, este bun. Și adăugăm și macul. Eu îl adaug așa în interior. Și o să amestecăm așa bine. Am să pun puțină pe masa de lucru și o să frământăm puțin pe masa de lucru. Dacă nu vă place așa mult mac, o să faceți covrigii și o să-i dați doar prin mac. Așa. Am să pun puțină făină pe masa de lucru. Așa, și o să amestecăm pe masa noastră de lucru. Și acum amestecăm, frământăm așa bine aluatul. Și dacă mai e nevoie, mai adăugăm puțin. ...300 de grame de făină și circa un pumn. Deci cam 350 de grame de făină ne vor trebui în un total. Așa. Și am să mai pun puțină, așa, încă puțină și aluatul nostru este gata. Începând de astăzi am să intru mai des în direct pe canalul meu de YouTube.
cum intru și pe pagina de Facebook, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase, au același nume, pagina și canalul de YouTube. Așa, și acum am incorporat toată făina. O să dăm formă la covrigei. Și se fac foarte simplu. Nu ne trebuie nici sucitor, nici nimic, doar așa, cu mânuța o să întindem. Voi tăia aluatul meu în mai multe bucățele și apoi voi da formă la covrigei. Așa. Și o să-i dăm la cuptor la circa 80 de grade, circa 15 minute, nu mai mult. Așa. Și acum îmi voi aduce tava. Aici am o tavă de cuptor și îi vom așeza aici în tavă. Și îi facem așa în mânuță. Vedeți? Așa. Și îi așezăm așa în tavă. Mai mari, mai mici, mărimea, o hotărâți voi. Așa, voi rupe în două. Și unim. Așa, simpli. După cum ați văzut, nu am pus nici drojdie, nici praf de copt. Așa, voi rupe în două. Și facem încet, încet. Să știți că sunt fragezi și delicioși. Și în loc de mac puteți pune și susan și chimen. Sau puteți înlocui și cu nucă. Nucă măcinată puteți pune în interior. Așa o să-i dau. Așa o să-i punem așa pe toți, unul lângă celălalt. Și facem covrigei. Covrigei de casă. Așa, eu am să deschid și cuptorul la 180 de grade. Așa. Și am să pun și sus și jos. Este un cuptor electric, fără ventilație. Și o să punem și sus și jos să încălzim. Așa. Și faceți mai mici, mai mari. Am să-i dau la cuptor acum, circa 15 minute. Covrigei cu mac. Așa, o să dăm cuptor. Așa, ne uităm la ceas și vom lăsa circa 15 minute. Și acum. Uitați. Așa, vedeți? Aceștia sunt. Și acum să-i punem în pe farfuria noastră aici. Așa. Iată-ți. Covrigei cu mac. Un deliciu. Așa. Nu am mai pus hârtie de copt astăzi, că nu se lipesc. Și ăștia sunt covrigenii noștri cu mac.
sper să încercați rețeta. Să știți că sunt delicioși. Vedeți cel ieșit care l-am scos mai devreme. Un deliciu. Bun, bun, bun. Covrigei cu mă. Să știți că rețeta este scrisă și în prezentare la video. Așa arată. Ia uitați. Vedeți pe spate s-au marunit un pic. Așa arată. Și când se răcesc sunt moi. Sunt crocanți și moi, nu sunt tari. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă doresc multă, multă sănătate și vă mulțumesc din tot. Din suflet că mă urmăriți și că îmi sunteți alături. Vă pup, o zi frumoasă în continuare și ne vedem, poate și mâine, tot în jur de 11:30. Să facem o nouă rețetă. Vă pup și vă mulțumesc din suflet. La revedere, o zi frumoasă, pupici! Și vă mulțumesc din suflet. Covrigei cu mac! La revedere și multă, multă sănătate. O zi frumoasă. Pupici!